Bună ziua, sunt Cătălin Pândruț și vă prezint știrile Mediafax. Ne așteaptă ploi în următoarele 10 zile, spun meteorologii. Maximele vor atinge 2-5 grade în toată țara, iar după data de 8 ianuarie, vremea se încălzește. Cele mai mici temperaturi sunt la munte, unde noaptea vor fi până la minus 16 grade. Ministrul de Finanțe i-a cerut premierului schimbarea șefului ANAF, Ionuț Mișa. Propunerea a fost acceptată de Viorica Dăncilă, iar noul șef al fiscului este acum Mihaela Triculescu. Preluarea de către România șefiei Consiliului Uniunii Europene va duce la lumină structura opacă de putere și corupția omniprezentă, susține un articol din Financial Times. Jurnalista care semnează materialul îl menționează și pe Liviu Dragnea, despre care spune că pare a fi inspirat de naționalismul premierului ungar, Viktor Orban. Prima zi bancară a anului a venit cu vești bune pentru românii care au credite în lei. Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul acestor credite, a scăzut sub 3%. Acest nivel este cel mai mic din ultima jumătate de an. Deși a izbucnit în 2015, scandalul Dieselgate afectează în continuare grupul Volkswagen. Un studiu evaluează la 5,5 miliarde de euro pierderile din 2018 ale companiei și la 2 miliarde de euro pe cele din 2019. Pierderile totale se ridică la peste 27 de miliarde de euro. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.